Tulpina Omicron poate fi cea care ar putea duce la sfârșitul pandemiei. Acest studiu se alătură deja celor care spun că Omicronul este o variantă mult mai blândă față de celelalte tulpini. Claus a spus că un nou studiu a constatat că riscul de spitalizare cu Omicron este de jumătate față de varianta Delta. Ea a mai spus că noile date oferă autorităților speranța că pandemia s-ar putea încheia în doar 2 luni, iar viața normală poate reveni în curând. Întrebată cât timp va mai avea COVID-19 o influență asupra vieții, ea a spus, cred că în următoarele 2 luni, iar apoi sper că infecția va începe să scadă și să ne recuperăm în viața normală. Acest studiu se alătură deja celor care spun că Omicron este o variantă mai blândă față de alte tulpini. Un studiu din Marea Britanie indică faptul că riscul de spitalizare este cu 50-70% mai mic față de varianta Delta.